Hristos a înviat, sigur că noi toți știm de marele eveniment care se apropie cu pași destul de repezi, și anume întâlnirea diecezană a tineretului catolic din Arhidieceza de București, care va avea loc în perioada 4-7 august anul acesta, sigur, la Cioflicenii. Și aș vrea să adresez un cuvânt înainte de toate preoților, în special celor care se ocupă cu pastorația tineretului, și apoi persoanelor consacrate și nu în ultimul rând celor care lucrează în echipa diecezană de pastorație a tineretului catolic. Și îndemnul meu ar fi, sigur, voi în această perioadă, suntem în perioada de înscriere pentru acest eveniment, aveți un rol important și cred că pe primul loc este misiunea voastră de a-i sensibiliza pe tinerii din arhidieceză, în sensul să le vorbiți despre acest eveniment și în felul acesta să îi determinați, dacă se poate spune așa, să se înscrie și să-și facă curaj să participe la această întâlnire diecezană a tineretului. Cu atât mai mult cu cât cred că nu trebuie să uităm că a fost o perioadă relativ lungă în care, din cauza pandemiei, din cauza altor evenimente, acest eveniment la o scară așa de largă nu a putut să aibă loc. V-aș ruga cu cernici părinți, dragi persoane consacrate, dragi tineri care sunteți în echipa diecezană de pastorația tineretului, să faceți o prioritate din această implicare a voastră în sensibilizarea tinerilor. Și sigur, ideal este, frumos este, ca voi să fiți alături de ei, să încurajați, să le stați alături. Voi știți foarte bine că în activitatea pastorală, și aceasta este o activitate pastorală, putea spune prin excelență, un rol important îl are exemplu. Și atunci, fiind și voi împreună cu ei, ei vor fi mai motivați ca să se implice. Este importantă și implicarea. Și tema este provocatoare, este un verset din Evanghelia Sfântului Ioan: bucuria mea ești tu. Și este important să fiecare dintre noi, indiferent de statutul nostru social, de misiunea și rolul nostru în biserică, să fim conștienți că bucuria noastră deplină este în Domnul, trăind în comuniune de viață, de rugăciune, de credință cu Hristos. Ne împlinim din punct de vedere spiritual și sigur că această împlinire înseamnă și o creștere în ceea ce privește credința. Am mare încredere în voi și sper că apelul și mesajul meu nu va fi fără ecou în sufletele voastre, nu va fi în van. Și pentru că suntem în acest timp binecuvântat, timpul pascal, în care
trăim cu o mai mare intensitate misterul Învierii lui Hristos. Vă doresc din inimă ca acest timp să fie plin de roade spirituale, un timp binecuvântat pentru voi și pentru noi toți. Și cu ajutorul lui Dumnezeu sper să ne vedem în această perioadă 4-7 august la Cioplicen, pentru ca împreună să căutăm să ne găsim bucuria sau să regăsim bucuria credinței și să trăim această bucurie în comuniune cu Hristos, care este viu în biserică. Vă mulțumesc!